Bună seara din nou! Am ajuns aproape de finalul festivalului Corona Old Music și după o scurtă probă de sunet unde am auzit instrumentele separat, vom asculta în curând ansamblul Imago Mundi. Dar înainte aș vrea din nou să mulțumesc organizatorilor Centrului Cultural Reduta prin Consiliul Județean Brașov, finanțator principal fiind Primăria Municipiului Brașov al festivalului și parteneri Coresi Shopping Resort. Cele două zile de festival au fost transmise de prietenii noștri de la AP Studio Brașov, cărora le mulțumim foarte mult. Iar parteneri media ai Centrului Cultural Reduta sunt grupul Iubim Brașovul, Brașov Turism, Zile și Nopți, Eventia, Radio România Brașov FM, Jurnal FM, Magic FM, newsbv.ro, Metropola, ilovebrașov.ro, La Pas prin Brașov, Unde Mergem și RTT. Mulțumim foarte mult și echipei de sunet care a făcut o treabă minunată pentru cele două zile. Mulțumim tare, tare mult! Pentru ultimul spectacol din această seară îi vom avea ca oaspeți pe artiștii ansamblului Imago Mundi, Adrian Buciu la flaute, Oana Ivașcu la oboi, Ștefan Barbu la vioară, Cătălin Ștefănescu Pătraș cu compoziții chitară copză, Andreea Țimiraș la violoncel, Daniel Ivașcu la percuție și Cristian Stănoiu cu proiecțiile video live. Cu o bogată experiență acumulată de-a lungul celor 21 de ani de existență, primit cu entuziasm la Berlin, Bruxelles, Istanbul, Londra, New York sau Viena, ansamblul a devenit cunoscut și apreciat datorită proiectelor de prezentare a muzicii vechi și tradiționale românești într-o manieră inovatoare, adaptată publicului contemporan. Concertele Imago Mundi propun experiențe culturale unice, în care muzica instrumentală este completată prin proiecții video mixate în timp real, o instalație în mișcare ce completează scenografic universul sonor. Începând cu anul 2010, Imago Mundi creează proiecte dedicate personalităților de marcă ale culturii române și universale, cum ar fi Dimitrie Cantemir, George Enescu, Constantin Brăcuș, Eric Satie, Bela Bartok. Cel mai recent proiect al ansamblului, lansat în 2022, Dansate, explorează creativ impresionanta colecție de muzică românească culeasă de Bela Bartok, unul dintre cei mai valoroși compozitori și etnomuzicologi ai Europei. Noi vă mulțumim foarte mult pentru prezență și vă lăsăm în continuare cu Imago Mundi. Audiție plăcută și vă așteptăm și în următorii ani.
mulțumim tare frumos că sunteți alături de noi în această seară. Programul nostru este alcătuit, e o colecție de piese de pe mai multe albume Imago Mundi, care pot fi ascultate pe Spotify. Sunt mai mult de 7 albume în acest moment. Noi în seara asta ne vom limita la Izvor Georgenescu, Dimitre Cantemir, Constantin Brâncuș și câte ceva de pe ultimul album, Dansate. Sperăm să vă placă. Următoarea piesă se cheamă Doina, de pe albumul Izvor, Constantin Brâncuș. Thank you.
Vă mulțumim tare frumos. Aș mai vrea să adaug că este Cristian Stănoiu, care face proiecții video mixate în timp real, deodată cu muzica, precum un artist se joacă cu note, așa se joacă el cu imagini filmate. Compozițiile îi aparțin lui Cătălin Ștefănescu, e alături de noi. Rămânem pe izvor Constantin Brâncuș, următoarea lucrare se cheamă Pasărea. Thank you.
pana, coloana infinitului. Mergem mai departe cu o piesă de pe ultimul nostru album, Dansate, care este dedicată și inspirată din dansurile populare culese de Bela Bartok acum 100 de ani în Transilvania și nu numai. Doamnelor și domnilor, Ștefan Barbu, la vioară. Mergem mai departe, pe drumul spre casă. Facem ce facem și ne întoarcem tot la Brâncuș. Se pare că am ales foarte multe lucrări de pe albumul Brâncuș. Drumul spre casă.
Cătălin Ștefănescu Pătrașcu și Daniel Ivașcu. Ce urmează e clar o surpriză, vă provocăm să ascultați și să ne spuneți cam despre ce e vorba. Thank you.
Horinca și Bourbon. Dar înainte de asta, Dobrogeana. Dobrogeana este primul album din seria Izvor, dedicat lui Dimitra Cantemir. O colecție de muzici amestecate, ce care celebrează marea personalitate a domnitorului moldovean Dimitre Cantemir. Adrian Buciu, flaute. Daniel Ivașcu, percuție. Ștefan Barbu, vioară. Andreea Țimiraș, violoncel. Oana Ivașcu, oboi. Și împreună cu dumneavoastră suntem Imago Mundi. Horinca și Bourbon, da, acum e vreme. Thank you.
Vă mulțumim frumos! Vom încheia cu fanfara de pe albumul Izvor Enescu. Thank you.
Vă mulțumim. O seară minunată.